Ceea ce se întâmplă acum referitor la buget este o înșelătorie grosolană a PNL-ului și nu numai PNL-ului și a acestei Drepte Unite. Pentru că nu poți să vii la oameni să le spui dați-ne votul vostru și după ce se trezesc cu sacii de voturi în căruță, vin și spun după aia ce au de gând să facă. Adică tăieri de TVA, taxe în plus și TVA mărit. Asta urmează, pentru că dacă nu ar urma asta, ce te oprește să vii în fața românilor să spui, dumneavoastră, asta este bugetul? Stați, oameni buni, liniștiți. Nu mărim TVA-ul, nu băgăm taxe. Este o înșelătorie tipic penelistă cu complicitatea USR-ului, care acum nu mai, văd că nu mai vor transparență. Ei care urlă după transparență. Nu mai vor transparență. Pentru că hai să nu uităm totuși în 2016, Cioloș când a plecat, a lăsat un buget. Așa cum era bugetul, la un plan de buget, un proiect de buget, l-a lăsat pe masă. Ei nu vor să facă treaba asta. Acest dublu limbaj al lor, în sensul că mărim pensiile conform legii, nu le-au mărit. Le mărim profesorilor salariile, nu le-au mărit. Mărim punctul de pensie în august, au mințit. De ce am crede acum? Cum să-i crezi după atâtea minciuni? Sau a venit PSD-ul, a zis de atâtea ori, domne, pregătesc venirea femeiului Fondului Monetar Internațional. Și au sărit în sus că nu este adevărat. Astăzi, zilele astea astăzi, Orban a zis că se gândește la varianta asta. Generațiile viitoare sunt garanția noastră a tuturor. Copiii noștri sunt garanția, da? Noi suntem în contrasens cu toată Europa. Toată Europa ține școli deschise, noi le închidem. Dar le vom deschide la alegeri, cum a fost și la alegeri locale, da? Condamnăm o generație întreagă la subdezvoltare intelectuală în condițiile în care școala asta online este o tâmpenie. Mai ales în condițiile în care tu nu ai acoperire online. Nu ai. 26% dintre copii trăiesc în sărăcie. Copiii care merg la școală. 50% din profesori sunt peste 50-60 de ani, care săracii nu se știu cu tabletele. Dar nu sunt tablete. Dar nu este internet. V-am spus eu. Nu este curent, da? Să o învățe Iohannis pe doamna Nisie, cum că e profesor de fizică, cum poți să folosești televizorul fără să ai curent. Deci, dacă nu ne interesează nici copiii să meargă la școală, păi nu ne interesează dublarea alocațiilor la copii. Fapte praf. De ce? Pampers. Medicamente. Dublarea alocațiilor. Nu erau bani mulți. Dacă nu te-a interesat lucrul ăsta, existența copiilor, sănătatea copilașilor, te interesează școala? Păi de ce să faci școală? Când îl vezi pe Orban, care a fost șomer și a ajuns prim-ministru, când îl vezi pe grindă, Ioan Ștefan, un analfabet, un agramat, un om fără școală, plin de diplome false, plin de oameni dați afară de la facultate, consilieri al premierului Orban. Asta este guvernul. Ceea ce vedem este oglindă. Cum te gândești tu pentru copii, pentru școală, ca acești copii să facă școală, când acolo se vorba de proști în guvernul ăla? Cine? Anisie? Să-ți ia ție măsuri? Cine? Tratează cu neseriozitate această chestie foarte gravă. Foarte gravă. Nici tablete n-au copiii acum. Îi rog foarte mult să aibă încredere în mine. Ei simt ce fel de om sunt și că spun adevărul. Ei simt că eu chiar vreau să fac ceva pentru acest județ și pentru acest oraș. De aceea îi rog foarte mult să iasă pe 6 decembrie la vot, să fie precauți, să voteze Partidul Social Democrat, pentru că 4 ani cu această, nici nu știu cum să-i spui, virusul ăsta galben, virusul ăsta ucigaș PNL, această dreaptă unită PNL, USR, PMP, va coborâ iadul pe pământ, peste România. L-au coborât deja. Va fi prea târziu când ne vom da seama de planul lor diabolic, de a vinde ce a mai rămas din România. Ați văzut ordonanța de urgență prin care vor să vândă companiile profitabile. Să oprim această bandă rulantă a împrumuturilor cu cea mai mare dobândă din Europa. Ne-au cocoșat, ne-au îndatorat. Ne-au distrus. Ne-au nenorocit. Ne-au sănătate. Ne-au educația copiilor.
Ne iau tot ce ne mai pot lua. Trebuie să ne trezim. Trăim într-o democrație și cea mai importantă armă este votul. Îi rog să aibă grijă de sănătatea lor. Și să mergem cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută! Simt că sunt foarte aproape de oameni prin intermediul dumneavoastră. Le promit că nu-i voi dezamăgi. Iar dacă simt că i-am mințit, s-au dezamăgit, ușa mea este acolo, va fi deschisă după ce voi fi investit deputat și poate să-mi vină să spun, Doamne, mi-ai promis că faci asta și nu mi-ai făcut. Voi face tot ce pot. Pentru că, cum am spus, am o vârstă, nu vreau să mă îmbogățesc, nu am alte aspirații. Vreau să fiu în folosul lor. Vreau să lucrez pentru ei, să-i ajut, să ne bucurăm împreună, dar să nu plângem împreună.